În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Adevărat vă spun vouă că multe erau văduvele în vremea lui Ilie, când s-a închis cerul 3 ani și 6 luni, s-a făcut foamete mare. Dar Ilie a fost trimis numai la una dintre ele, adică la văduva din Sarepta Sidonului. Iubiți credincioși, iată prăznuirea Sfântului Proroc Ilie Tesvitanul. Prorocul Ilie Tesvitanul este unul dintre cele două cazuri din lumea aceasta care nu a murit. A fost luat cu trupul la cer, după cum și Enoch la fel, dar Sfântul Apostol Pavel, atunci când ne vorbește despre moartea noastră și despre sfârșitul lumii, ne spune foarte clar că noi, cei vii, care vom fi rămas, pentru cei care vor fi contemporani cu sfârșitul lumii, nu vom lua înainte celor adormiți, adică și ei vor trece prin moarte. Asta numai așa ca nu cumva noi să credem că aceste două excepții, Enoch și Ilie, pot să fie înmulțite. S-a încheiat capitolul, să știți. Dar prorocul Ilie Tesvitanul vine astăzi cu putere multă, pentru că Mântuitorul, cu ocazia aducerea minte a lui Ilie din Vechiul Testament, aducându-l în Noul Testament, cu amintirea faptului că a fost închis cerul 3 ani și 6 luni și s-a făcut foamete mare, și spunându-se că s-a dus la văduva din Sarepta Sidonului, ne dă prin acest argument un foarte, foarte important argument asupra faptului că el însuși, atunci când era înconjurat de farisei și de cărturari, a spus: „Înveți mie, zice mie pilda aceasta, doctore, vindecă-te pe tine însuți. Minunile pe care le-ai făcut în Capernaum, fă-le și aici, în patria sa.” Dar adevărat vă spun vouă, niciun proroc nu este bine primit în patria sa. Dacă luăm lucrurile numai așa cum vi le-am spus, cu siguranță că mintea noastră va fi oarecum încurcată sau va rămâne numai pe un foarte mărunt itinerariu, acela că spune da, este axiomatic că dacă sunt proroc, în patria mea nu am ce căuta. Să nu credem că numai prorocii pățesc lucrul acesta. Cunosc foarte mulți dintre medici care vindecă pe toată lumea și sunt, dar în familia lor nu sunt băgați în seamă. Cunosc foarte mulți scriitori care sunt citiți și traduși în limbi străine, dar neamul lor nici măcar nu știe de ei. Cunosc foarte mulți oameni care știu să facă lucruri deosebite pentru alții. Pentru cei din neamul lor, nimeni nu-i bagă în seamă. Nu mergem mai departe cu exemplele, pentru că ar trebui să vorbesc despre mine și nu e corect. Important însă este faptul că nu am înțeles niciodată de ce un proroc nu este primit bine în patria sa. Și iată că astăzi, la Sfânta Liturghie, atunci când am citit Sfânta Evanghelie, mi-am dat seama că toată viața am de învățat și am de aflat câte ceva. Și anume, când mi-a căzut ochiul pe acest text, care vine ca o explicitare a ceea ce a spus Mântuitorul mai devreme, vă spun ce am înțeles. La o singură văduvă s-a dus Ilie, la văduva din Sarepta Sidonului. Asta înseamnă că nu calitatea de văduvă l-a adus pe Ilie în casa ei, ci alte merite. Nu calitatea de proroc te face să fii urât de către concitadini, să zicem așa. Înseamnă că grija noastră nu trebuie să fie aceea de a ne așeza cumva în generația noastră. Cunosc foarte mulți oameni care încep să se fălească dacă apare câte cineva așa pe sticlă și zice: „Și eu am fost coleg cu el.” Sau zice: „Eu am făcut armata cu ăsta.”
Păi asta nu e o calitate. Văduva din Sarepta Sidonului, așa cum v-am spus, nu pentru că era văduvă l-a primit pe Ilie, ci pentru că Dumnezeu a găsit o vrednică astfel încât Ilie să se ducă la ea. Putea să ducă Ilie și la o altă femeie. Chiar dacă avea de ales numai și numai categoria văduvelor, Mântuitorul zice că erau foarte multe. Și el s-a dus numai la aceea. Înseamnă că noi trebuie să învățăm astăzi un lucru. Nu generația noastră, nu profesia noastră, nu talentul nostru, absolut nimic nu ne așează prin sine înaintea lui Dumnezeu, ci o calitate mult mai ascunsă, aceea de a ști să atragem pronia divină astfel încât să se întâmple ceva frumos cu noi. Nu că ne-am trezit de dimineață, nu că am postit mult, nu că ne vorbește lumea de bine, nu, ci dialogul acela intim între noi și Dumnezeu. Aceea este valoarea noastră. Aici trebuie să umblăm mai mult. Cine suntem noi? Păi noi, dacă ne întreabă cineva cine suntem noi, depinde cine te întreabă. Dacă te întreabă un viitor angajator, trebuie să îi aduci un CV european. Să zici câte limbi străine cunoști, câte mai bănuiești, dacă ai permis de conducere, dacă ești născut în data de sau în data de, dacă nu cumva ai 35 de ani, că altfel nu te mai bagă nimeni în seamă. Nu ăștia suntem noi. Nici măcar ceea ce știm să facem nu ne recomandă, ci ceva mai important. Înmulțirea talanților. Adică nu că avem 5 talanți, adică știm 5 limbi străine sau bănuim vreo 7, ci cum știm să ne înțelegem cu cineva în limba respectivă. Să știți că am circulat prin lumea aceasta și oameni de la care aveam pretenție să știe o anumită limbă străină, mi-au mărturisit, zice, da, dar eu știu gramatica foarte bine. Păi și tata, vorbește cu ăsta. Nu. Ăsta e un capitol pe care nu-l stăpânesc. Deloc, deloc. Păi, fraților, ce facem? Înțeleg să stăpânești greaca și latina ca să înțelegi niște texte, că nu sunt limbi care să fie de circulație, să mai vorbești cu cineva. Dar dacă e vorba de capitolul acesta, asta înseamnă să ai talanții, da? Numere așa, știu spaniolă, știu portugheză, știu engleză, știu germană. Ce bun, dar și cu cine ai vorbi? Cu nimeni. Asta înseamnă ce ne cere Dumnezeu de la noi. Dacă ne-a dat 5 talanți, trebuie să îi mulțim, că Dumnezeu ne mai așteaptă cu încă 5. Dar Mântuitorul nu se oprește aici. Și anume, după ce ne spune despre văduva din Sarepta Sidonului, ne aduce aminte și de contemporanul și ucenicul lui Ilie, de Elisei. A, înseamnă că nu ne lasă Dumnezeu așa într-o serenitate de asta să ne uităm numai la cer. Știa, cred că, Dumnezeu că pe noi o să ne ispitească faptul că o să ne fălim unii cu alții. Așa cum am spus mai devreme, am fost și eu coleg cu cutare sau am făcut armata cu cutare. Și Elisei văzuse căruța lui Ilie când a luat-o la cer. Era, Mântuitorul ne-a arătat și generațiile. Și zice, mulți leproși erau în Ierusalim. Mulți leproși erau atunci, dar numai Neeman sirianul a fost vindecat de către Elisei. Mi-aduc aminte că v-am mai spus despre această vindecare, dar trebuie să ne intre foarte bine în cap cum s-a întâmplat ea. Neeman, regele Siriei, a auzit că undeva departe se află un proroc, ucenicul unui mare proroc, Ilie, și acest Elisei avea darul vindecărilor. Nu știa neapărat că vindecă de lepră sau vindecă de... Nu erau împărțită medicina cum e acum, orelistul se ocupă numai nas, gât, urechi și pneumoftiziologul numai de plămâni. Nu. Vindecătorul era vindecător. Zice, bă, copii, a adunat toată oastea de după lângă el, duceți-mă la ăla. Cred că a trebuit ceva soli să vadă pe unde e, l-a reperat, hai să mergem. Și după malurile vine solul înapoi, zice, gata, l-am găsit.
Și caca, hai să plecăm. Nu, 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 mi-a zis că nu e nevoie să ajungem la el. Băi, cum să nu fie voi nevoie? Nu e nevoie să ajungem la el. Ne-a spus că n-ai decât să te arunci de 7 ori în apele Iordanului și te faci bine. Te curăți de lepră. Cum mă, de mie îmi spui, eu sunt tot mai regele, eu mă duc la el. Nu te duce la el. Și n-a putut să-l potolească până când a venit un înțelept și i-a spus, lumineția ta, dacă zicea Elisei să înconjori pământul de 7 ori, o făceai? Așa e și cu noi. Bineînțeles că atunci și-a dat seama despre ce este vorba și Neeman s-a aruncat de 7 ori în Iordan și a ieșit curat, fără lepră pe el. Noi însă suntem la fel. Dacă auzim ceva, trebuie neapărat să fim și noi acolo. Dar nu avem credință până la capăt să ascultăm mesajul celui pe care îl căutăm. Dacă omul ăla spune așa, de ce trebuie neapărat să-l văd eu? Ca să-l influențez într-un fel? Nu. Pentru că astăzi Mântuitorul vrea să plecăm spre casele noastre cu o schimbare. Aceea că nu calitatea noastră ne pune înaintea lui Dumnezeu, ci sinceritatea cu care ne apropiem de una dintre măruntele noastre calități. Să știți că nu cred că până la sfârșitul vieții putem spune cu mâna pe inimă ce i-a plăcut lui Dumnezeu la noi. Niciodată nu o să știm ce apreciază nu numai Dumnezeu la noi, ci cel de lângă noi. Se spune că odată doi fericiți bătrânei, ajungând să stea împreună vreo 50-60 de ani, la sfârșitul vieții au început să comunice câte ceva și se apropia ceasul morții una dintre ei. Și atunci s-au trezit de dimineață ca în orice dimineață și a mâncat fiecare cât un măr, cum făceau toată viața. El mânca numai o jumătate și când dădea de partea de semințe, i-o dădea soției. Soția aștepta să mănânce și de mărul celălalt jumătatea și ea să mănânce partea cu semințele. Și acum, după ce au îndeplinit ei ritualul ăsta, ea a îndrăznit să-i spună, măi bărbate, știi că de fapt mie nu mi-au plăcut niciodată semințele? Dar de ce mi-ai spus? Pentru că prima dată când am mâncat un măr, am văzut că tu te oprești la partea asta. Zice, mă femeie, să spun și eu, nici mie nu-mi place de la măr altceva decât semințele. Dar toată viața am făcut asta de dragul tău. Dacă cel de lângă noi nu poate să știe ce e în sufletul nostru, cu siguranță că nici noi nu o să știm ce e în sufletul lui Dumnezeu când ne ajută cu ceva. Și e bine că nu știm, pentru că trebuie să scormonim toată viața. Poate că vom afla, așa cum au aflat cei doi bătrânei, că de fapt nu plăcerea de a mânca un măr i-a unit, ci plăcerea de a oferi celuilalt ceea ce credea el că îi place mai mult și mai mult. Aceasta trebuie să fie atitudinea noastră cu care să plecăm spre casă. Poate că însă trebuie să mai adăugăm ceva, să întrebăm pe celălalt ce îi place sau ce nu îi place, ca nu cumva toată viața să-l forțăm să ne arate iubirea altfel decât i-ar fi mai comod să o facă. Poate că nu îi place neapărat să gătească un fel de mâncare, dar dacă noi i-am apreciat-o vreodată, cine știe, acum toată viața face același lucru. Chiar mi-aduc aminte, acum 20 de ani, când eram în șantierul de pictură, îmi ziceau pictorii, că îi mai întreba, mă, cam ce vreți să vă gătim zilele următoare? Zice, părinte, nu mai răspunde la întrebarea asta. Am luat o leapșă, acum vreo 10 ani, am stat într-o parohie un an jumate să pictăm, că era o biserică mare. Și zice, la un moment dat, unul dintre noi să scapă că i-ar face plăcere să mănânce un copănel de pui și cu orez. Ce crezi că a mâncat un an jumate? Aia am mâncat. Toată lumea a crezut că asta ne place. Bă, îți place o dată, de două ori, de trei ori, dar zice un an jumate. Și am înțeles isprava aceasta și de atunci
caut să învăț și pe alții să fim mai atenți. Poate că e o părere de-a noastră, că celuilalt îi place ceva sau altceva. Poate că e o părere de-a noastră că nu putem să ducem hainele la călcătorie. Noi credem că soției îi face plăcere, poate că nu îi face plăcere. Deși atunci când o găsești cu fierul în mână și zâmbește, zici, da, sigur, asta e plăcerea maximă. Poate că nu e așa. Iubiți credincioși, aș vrea ca Sfântul Ilie Tezviteanul să vină acum printre noi și de la el să învățăm că a fost trimis în Sarepta Sidonului la o văduvă nu pentru că era văduvă, ci pentru că merita ca el să stea acolo, să invieze fiul. Așa se numește Dumnezeu.